Bună ziua! Noi acum, eu sunt Radu, iar el este Darius, cel din fața mea. Și vom începe să vă arătăm un proiect despre colonizarea planetei Marte. Noi ne-am gândit să începem prin a vă arăta minunata rachetă prin care am ajuns aici, iar apoi panourile solare. Prin aceste panouri solare noi vom face rost de curent și energia necesară, electricitate, ca să ne facem toate treburile. Ele sunt solare, de asta se numesc panouri solare. Acum haideți să venim înăuntru. Am făcut locul subteran deoarece este prea frig pe planeta aceasta să putem să trăim. Iar acum, acestea sunt casele. Sper că vă plac, toate sunt la fel. Cu paturi. Toate sunt la fel, efectiv, toate. Acum noi am vrea să începem să vă arătăm spitalul, sala de mese și librăria și biblioteca, da. Aceasta este sala de mese, noi ținem mereu ușile deschise pentru că de aici luăm oxigen, aici este locul cu cuptoare unde se face masa. Aici ținem masa, iar aici facem oxigenul. Oxigenul noi îl facem prin a topi gheața, se face apă, iar apoi când se evaporă, facem rost de oxigenul pe care îl respirăm. Gheața, bineînțeles, o luăm din toți pereții din aceste gropi. Acum, haideți să vă arătăm biblioteca. Biblioteca este mai mult pentru relaxare. Oamenii care stau aici să aibă un loc de relax, să fie totul ok. Da, să citească o carte, ceva frumos. Acum vrem să vă arătăm spitalul. Aici sunt medici, pacienți, care aici este cineva la analize și vrem să vă și aici este semnul spitalului, sunt pacienții, totul frumos. Iar aici este un om care, aici sunt niște oameni care se plimbă pe aici, drept dovadă că este colonizată planeta. Iar acum haideți să vă arătăm sera. Așteptăm să ajungem acolo. Da, aici este grâul și aici este sunt cartofii, stau cartofii. Da. Foarte simplu, cum v-am arătat la sala de mese, avem multă pâine. Bun. Acum haideți să mergem să vă mai arătăm câteva case. Și să terminăm filmulețul pentru că ni se duce timpul. Aici sunt toate casele. Toate, efectiv toate, arată la fel. Doar că la unele case sunt sortimentele la paturi un pic diferite, dar tot aceleași culori. Bun. Acum haideți sus, înapoi de unde am început filmarea. Bun. Eu am fost Radu, iar el a fost Darius.
Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat. La revedere!